Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, gravidele reprezintă o populație specială care necesită îngrijiri speciale în prezența acestui virus. În principiu, gravidele nu au susținere mai mare de a face boala, în schimb, ele sunt predispuse să facă forme mai severe de boală. Bineînțeles că atunci când vor face boala, pacienta gravidă, practic, reprezintă însumează doi pacienți, atât gravida cât și fătul. Și uneori formele severe pot impune nașterea cu, bineînțeles, consecințele prematurității și nașterii înainte de termen. De asemenea, există ultimele studii arată că gravidele au un risc crescut de a dezvolta forme severe de boală și care, bineînțeles, vor determina o mortalitate și morbiditate crescută comparativ cu alte grupe din populația generală având aceeași vârstă, de exemplu pacienții negravide sau bărbați. Recomandarea dumneavoastră în legătură cu vaccinarea în privința femeilor gravide e în continuare un foarte mare interes. Pare că toate femeile vor să afle dacă e bine să se vaccineze, cu ce tip de vaccin, ținând cont de faptul că sunt două acum disponibile și cel mai probabil că în scurt timp va veni și cel de-al treilea de la Oxford. Care este recomandarea dumneavoastră și, de fapt, cu cine trebuie să țină legătura femeile însărcinate? Medicul de familie, medicul ginecolog sau trebuie să contacteze și alți specialiști? Într-adevăr, este un subiect de actualitate, vaccinarea împotriva bolii COVID-19. Țin să fac două precizări. Vaccinul pentru COVID-19 este un vaccin pe bază de ARN și nu este un vaccin pe bază de virus viu atenuat. Deci, practic, gravidele, dacă s-ar vaccina, nu pot face boala, da? Și, de asemenea, vaccinurile pe bază de ARN nu intră în celulă, deci ARN-ul nu intră în celulă și nu produce modificarea materialului genetic. În ceea ce privește recomandările actuale internaționale, gravidele nu intră ca și recomandare pentru vaccinare datorită faptului că efectele acestui vaccin nu au fost testate la femeile gravide. Deci, am auzit multe discuții în mediul online, unele dintre ele nu bazate pe fapte reale. Deci, gravidele în momentul de față încă nu au recomandare internațională de vaccinare datorită faptului că nu se cunosc, ele nu au fost testate efectele. Cel mai probabil, ar fi mai bine atunci să aștepte. Adică aceasta ar fi recomandarea, să mai aștepte exact, puțin. Să aștepte. Pe măsură ce va trece timpul și gravide fie în studii, fie accidental se vor vaccina, datele vor fi centralizate și vom avea informații exacte despre care sunt efectele sau dacă sunt alte efecte asupra gravidei comparativ cu populația generală. Cel mai probabil că acest virus, acest vaccin pe bază de ARN nu produce niciun efect asupra sarcinii. Mai mult decât atât, sunt cazuri de gravide care se vaccinează voluntar, bineînțeles, în momentul de față, sau de femei care lăptează în perioada de lăuzie, efectele adverse fiind aceleași generale ca și la pacientele negravide sau ca la restul populației. Aș vrea să discutăm, domnule doctor, și despre partea aceasta de prevenție, poate de puțină educație în privința prezentării la un control de specialitate, la un medic specialist. De data aceasta, astăzi abordăm acest subiect legat de sarcină, de controlul ginecologic și nu numai. Ce trebuie să înțeleagă femeile? Că este o necesitate pe care, de fapt, obligație, poate să spunem așa, pentru propriul corp, pe care trebuie să o îndeplinească în fiecare an, să se prezinte la controlul ginecologic, pentru că amânarea, de fapt, acestei prezentări poate duce la apariția anumitor afecțiuni care, în timp, nu mai pot fi rezolvate atât de ușor. Sigur că da. Susținem pacientele care vin la control periodic și susținem dispensarizarea gravidei ca și în perioada când nu exista această pandemie. Gravidele, pe perioada pandemiei cu COVID-19, au același protocol de investigare ca și înaintea apariției acestei boli. Deci gravidele trebuie să-și păstreze ritmul consultațiilor în timpul sarcinii ca înaintea pandemiei. Ele trebuie să-și facă analizele ca și pacientele, da? Ca și pacientele care au născut înaintea apariției bolii COVID și recomandăm pacientelor să meargă pentru a-și dispensariza sarcina. În ceea ce privește consultul ginecologic, dacă extrapolăm și la partea ginecologică,
și pe mail. Având în vedere că această pandemie nu știm cât va dura, poate va dura un an, poate doi, nu știm exact, considerăm necesar consultul periodic să fie realizat pentru că pacientele în acest fel pot evita boli grave care ulterior să nu aibă soluție terapeutică sau, dacă o au, să fie cu o morbiditate crescută. Mulțumesc foarte mult, domnule.